Imaginile cu Ogica și noua sa iubită Sânziana în tandrețuri la o saună din capitală au scos-o din minți pe mătușa brunetei. Te rog să taci din gură! Mama, lasă-mă și tu! Măi, ăsta nu-i bărbat, înțelege, pentru Dumnezeu! Eu îl iubesc, da? Și când o să-i pui prișnițe în loc să te duci la un spectacol? Nu mă interesează, eu vreau să fiu lângă el! Nu ești prima și nici ultima, nici că prima, se va întâmpla așa ceva! Nici prima, nici ultima, da? O cică are la tine! Ce are o cică, mă, ce are? Ca pe carne, tu te bani! Nu mai vorbi de el, ai înțeles? Dar nu se poate, mai înțeles, Sânziana, nu se poate să te înțeleg? Se poate, deși pare incredibil. Ce mai? S-a întors lumea cu fundul în jos. Nepoata Sânziana și mătușa Marilena au ajuns din cele mai bune prietene dușmance de moarte. Te-am crezut mătușă, dar tu nu ești mătușa mea, înțeles? Ai început să vorbești tot ca el. Îți pierd cuvintele, da? Pe drum. E iubitul meu și-l iubesc. Da, ai dreptate, nu trebuie să vorbească prea mult. Să presteze atât cât îl mai ține. Un război dur, o singură țintă. Ogica. Eu încerc totuși să o lămuresc. Viața nu începe și nu se termină cu Ogica. Iar acest Ogica nu este un bărbat. Un bărbat trebuie să fie stâlpul unei case, al unei familii. Ce este el în viața asta și ce reprezintă pentru cine? El pur și simplu la o adică se culcă cu fica lui, cea mai mică. Te rog să taci! Te rog să taci din gură! Că mi împletesc mâinile în părul tău! Sânziana, te rog frumos, ascultă-mă! Așa cum a avut altă copiliță fără minte, la urmă, a luat-o nu doar la... Deci nu doar... Cel mai bine. Nici tu, nici mama nu mă înțelege în felul în care mă înțelege că ți-e renunț la... El se joacă cu mințile copilelor! Nepoata își pune însă și ea la un moment dat poalele în cap. Prefer să uiți de că nu te... Înțeles? Vocabularul ăsta tot de la el l-ai învățat, da. Acasă așa ai învățat? Maica ta asta te-a învățat? Da, așa m-a învățat. Ce-a făcut Bucureștiul din tine? M-a ajutat. Eu n-am să rezist în felul ăsta. Dacă tu nici măcar nu vrei să mă asculți, n-am să te pot ajuta. Iubirea trece peste toate. Nu și peste orgoliul mătușii. Nu e potrivit. Vârsta, în primul rând, nu mă interesează vârsta. Că dacă are 18, dacă are 60, chiar nu mă interesează. Păi trebuie să mai prostească niște pipițe așa, tinerele. El ar trebui să fie un stâlp, un sprijin pentru nepoata mea. Să o învețe lucruri bune. Ce are o gică? Undeva la Cuca Măcai, unde a înțărcat mutu iapa, pe teren arabil, vedeau aș pe nepoata mea, cu plugul, cu carul, cu boi, săpând arânci și prășind în urmă, nu? Normal, și cu o gică dandy, deci trebuie să încercăm să avem o conversație. Tu vrei să-l las pe o gică așa, să-i zic haipa, vrei să-l sun așa, să-i zic? Ce vrei tu să faci cu o gică până la urmă, dacă nu ne înțelegem? Să facem o familie, înțelegi? Eu stai jos, pot. Lasă-mă că deci dacă nu mai să băci. Vreau un bar de apă, că nu mai pot. Nu mai poți, vrei un bar de apă, mai bine. Dar cheamă pe o gică să-ți aducă, fița rogică să zică. Fata suferă, îl vrea pe o gică, chiar dacă simte că familia o abandonează. Sunt foarte tristă din cauza logică. Pentru că el de două zile nu mai răspunde la telefon și chiar nu știu ce să cred. În zadar își striga Sânziana dorul de pepelea din Giurgiu. Ogica, eroul nostru nu are astâmpări nici cât negru sub unghie când vine vorba de vreo domniță proaspăt aterizată în capitală. Iar mătușa Marilena spune că îi știe deja năravul. Femeii se frânge sufletul de lacrimile nepoatei, dar nu vrea să audă de Ogica bărbatul care a tulburat toată liniștea familiei. Uitați-vă la ea acum! A ajuns de o știe lumea de pe la televizor. Ne-e rușine să ieșim. Maică să nu mai iese din bloc. Trimite vecinii la cumpărături. Sânziana, de ce plângi? Toată familia suferă, nu numai ea. Chiar dacă Tușica este supărată pe iubitul logică, Sânziana nu vrea să renunțe la el. Nu s-a întâmplat niciodată să nu răspundă la telefon. Nu știu ce s-a întâmplat. Chiar. O altă victimă abandonată, o altă față înlăcrimată. Sânzi simte că îi se prăbușește pământul sub picioare. Plânge de zor. De când a părăsit-o Ogica, nimic nu mai este roz în viața ei. Doar Sisi, cățelul vopsit ca un bujor, pe care, din disperare, îl mângâie și îl dezmiardă. Poate visează că este Ogica. Sânziana știe că l-a prins cu mâța în sac, dar îl vrea înapoi. L-am sunat în același timp, deci nu mai pot să uit. L-am sunat la ora 7 seara și nu mai pot să uit când mi-a spus că e la birou. Ha, ha, ha.